Stimați telespectatori la emisiunea Audiențe în direct, suntem într-o zi de luni, astfel că azi vom vorbi despre sport. Astăzi vom vedea ce planuri are legenda Emanuel Gheneș la al 12-lea Raliu Dakar, aventură care începe de la finalul lunii decembrie. Practic, concursul începe prima zi a anului nou, în 2022. Dar mai multe vom afla chiar de la el. I-am făcut o vizită în garaj, acolo unde ține motocicletele, unde ține și trofeele, medaliile și tot ce a cucerit el în ultimii 20 de ani. Practic de 20 de ani este angrenat în acest sport. De 20 de ani obține locuri fruntașe la cele mai tari competiții de enduro și enduro cross. Emanuel Gheneș a cucerit recent și un nou titlu în campionatul național de enduro al Ungariei, dar mai multe ne va spune el din interviul pe care vi-l prezentăm imediat. Până atunci să vorbim despre sportul sărmăinean, ce s-a mai întâmplat la sfârșit de săptămână. Se cam termină toate competițiile, mai avem doar diferite turnee individuale de sporturi individuale, în rest sporturile de echipă cam intră în vacanță și sigur ne referim aici la sportul rege, cum mi se mai spune, fotbalului. CSM Satu Mare a încheiat sezonul de toamnă cu o remiză obținută chiar pe terenul liderului Minaur Baia Mare. Sigur, Minaur Baia Mare era lider înaintea etapei cu numărul 15 din Liga 3-a, Seria 10, iar cu această remiză a coborât pe locul 2. 0-0 s-a încheiat meciul de sâmbătă disputat la Baia Mare, un rezultat pozitiv pentru echipa antrenată de Tibi Cic, care, iată, după un început mai lung, destul de prost, în care nu s-au strâns puncte de la venirea lui Tibi Cic, avem rezultate pozitive, o victorie și două remize. Așadar, s-a încheiat sezonul de toamnă din Liga 3, CSM Satu Mare ocupă locul 9 din 10 echipe cu 11 puncte și avem pretenții din primăvară la mai multe puncte adunate de sărmăreni. Să vedem cum va regăsi sezonul de primăvară echipa sărmăreană, să sperăm că va fi schimbată și că vor veni punctele, chiar dacă va fi greu să ieșim din subsolul clasamentului, dar în mod normal ar trebui să evităm acea luptă de evitare a retrogradării. Clasamentul este condus de echipa KAO Oradea cu 35 de puncte, pe 2 iernează Minaur Baia Mare cu 33 de puncte, iar pe 3 se află Someșul Dej cu 29 de puncte. La sfârșit de săptămână s-a jucat o nouă etapă în Liga Națională de Basket Feminin, o etapă în care CSM Satu Mare, secția de basket de la Clubul Sădmărean, a stat și astfel că a părăsit poziția de lider, pentru că echipa din Arad a câștigat meciul cu Phoenix Constanța, scor 68-67, și a trecut pe primul loc. FCC Arad este singura echipă neînvinsă din actualul sezon al Ligii Naționale de Basket Feminin. Și cum Alexandria a câștigat și ea meciul de la Botoșani, a urcat pe locul 2, CSM Satu Mare se află pe 3 și are ocazia să o depășească din nou pe echipa din Alexandria, pentru că la sfârșit de săptămână, în 11 decembrie, avem meciul CSM Alexandria, CSM Satu Mare, o nouă deplasare lungă pentru basketbalistele de la CSM Satu Mare. Și cam atât despre sporturile de echipe, fotbal județean nu mai avem și în rest mai puteți citi alte știri sportive cu sportivi din Satu Mare doar în cotidianul Informația Zilei, pe care îl puteți achiziționa în fiecare zi. Așadar, în cele ce urmează vă prezentăm un interviu amplu cu Emanuel Gheneș, cel care este pregătit să participe la al 12-lea Dakar. Am luat un interviu în garajul său plin de trofee și totodată vă prezentăm și conferința de presă susținută la sediul Autonet în urmă cu câteva zile, o conferință în care am văzut și motocicleta cu care Emanuel Gheneș va concura la Dakar.
A fost chiar ultima zi în care motocicleta s-a aflat la Satu Mare, după care a fost dusă în Franța în vederea participării la Dakarul din Arabia Saudită. Așadar, iată ce planuri are Emanuel Gheneș pentru următorul raliu Dakar. Bine v-am găsit și mulțumesc pentru vizită. Pentru început, spune-ne de când acest garaj, de când ai început să pui trofee în el? Garajul cred că de 3 ani l-am construit și da, aici am ținut motocicletele și am făcut acest perete unde să pot să pun și cupele, că până acum aveam cupele acasă, dar nu erau frumos organizate și atunci am zis că aici ar fi un loc potrivit pentru ele. Câte trofee, câte plachete, câte medalii, câte ai, așa cu aproximație? Exact, nu pot să spun. Mai am câteva cupe care nu sunt aici expuse, bine, nu multe, câteva puține, dar peste 200 sunt aici, ce vedem, cupe, plus medalii. Medaliile nu sunt expuse, chiar numai câteva sunt aici, dar așa în jur de 220 de cupe cred că am. Sigur. Și de la Dakar câte sunt? De la Dakar aici sunt, acestea sunt cele mai importante pentru mine, astea de sticlă, dar nici nu le-am numărat câte sunt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 trofee. Ai fost la 11 ediții, nu? Da, am fost la 11 ediții, dar nu le-am terminat pe toate. 9 finish-uri am până acum în Dakar, dar sunt ediții când am luat 2. De exemplu, anul ăsta am luat și la Original by Motul și am mai luat și la clasa maraton, adică de aia sunt mai multe, că au fost ani când am luat 2. Spuneam de 20 de ani de experiență în acest sport. Sunt 20 de ani sau mai exact cât sunt? Da, anul acesta am avut 20 de ani de la primul meu concurs. În 2001 a fost în iunie, în 16 iunie la Pârâu Rece, lângă Brașov. Atunci încă eram la clasa amatori. Și da, exact azi, adică în anul acesta au fost 20 de ani de activitate în acest sport ce practic eu. Un sport fain care m-a ajutat foarte mult în viață. Clar, am avut și suferințe în ultima perioadă, am avut niște accidentări, dar în rest pot să zic că numai bucurie mi-a adus. A început în 2001, ce a urmat până la primul Dakar sau până la primele etape de rally? Păi în 2001 am început în România cu campionatele de enduro, enduro cross, și au trecut 6 ani până am ajuns la primul Dakar. Adică în 2007 a fost primul meu Dakar în Africa. Da, și după aceea din Africa s-a mutat în America de Sud. Acolo am mai adunat câteva Dakaruri și în ultimele 3 ediții în Arabia Saudită a fost. Așa am adunat până acum 11 Dakaruri, să fiu prezent la 11 Dakaruri. Da, de multe ori nu a fost ușor să... Nu să ajung la finish, să ajung la start, în primul rând, ca să poți să faci rost de bani pentru taxe de înscriere și... pentru echipamentul de concurs, pentru motocicletă și tot ce trebuie, dar da, am deja 11 Dakaruri de care chiar pot să zic că sunt foarte mulțumit. Raliul Dakar se desfășoară în fiecare an la început de an, în luna ianuarie, dar practic pregătirea începe cu mult timp în urmă. Când ai început, de exemplu, luăm ediția la care urmează să particip, când ai început pregătirea pentru actualul Dakar? Păi eu pot să zic că tot anul mă pregătesc pentru Dakar, Dakarul fiind cel mai important concurs pentru mine din sezon. În ianuarie 2020 am venit acasă de la Dakar, iar din martie practic deja m-am dat la concursuri în campionatul Ungariei de enduro și acele concursuri, acele competiții sunt un antrenament pentru mine, ca să mă țin în formă și clar ca să iau parte într-un campionat unde am și reușit să câștig anul acesta al 4-lea titlu de campion național al Ungariei.
Da, de la începutul anului, practic, eu mă antrenez pentru următorul Dakar și pregătirile încep prin mai, când se deschid înscrierile pentru concurs. Și atunci de eu deja mă înscriu, încep să facem formalitățile pentru acel concurs, să fac un plan, să văd cu ce motocicletă mă duc, cum o preparăm. Nici anul acesta nu merg cu o motocicletă nouă, așa că în timpul sezonului mai trebuie să-i facem niște îmbunătățiri. La sfârșitul lui noiembrie, trebuie dusă motocicleta în Marsilia, să o punem pe vapor. Iar la sfârșitul anului, în 27 decembrie, eu mă duc în Arabia Saudită, de unde scot motocicleta din port, și în 1 ianuarie deja începe Dakarul. Să mergem la partea cu înscrierile. Cine se poate înscrie la raliul Dakar? La clasa moto, mai de mult se putea înscrie oricine, dar de câțiva ani, cred că de vreo 5 ani, s-au schimbat puțin regulile, că au fost foarte multe accidente și au zis ei să fie mai safe tot concursul. Dacă vrei să mergi la Dakar, trebuie să termini o cursă de campionat mondial, o etapă de campionat mondial, ce este mult mai ușor decât un Dakar. Să mergi într-o cursă în dune, cum ar fi Maroc, de exemplu, să ai un finish, nu contează pe ce poziție, doar să termini un concurs de 5 zile, care este clar și ca etapă și ca concurs mult mai ușor ca și Dakarul. Așa, sau să ai un nume mare în motorsport, să ai niște campionate câștigate la tine în țară sau să fii clar un cunoscut motociclist care chiar are experiență. Din România nu prea mulți s-au înscris la Raliul Dakar. Da, din păcate suntem o țară unde nu este așa mediatizat motorsportul și foarte greu să faci rost de sponsori. Dar anul acesta, la clasa moto, eu sunt singur, dar avem un echipaj auto. De fapt, două echipaje auto sunt. Un echipaj din România, care stau băieții aici în România, din Bistrița. Și mai este un echipaj care sunt tot români, dar ei stau în Spania. Și vorbim pe românește toți și o să fie și ei acolo în Dakar și sper să ajungă și toată lumea, toate cele trei echipaje, eu inclusiv, să ajungem la finish. Colaborați de obicei? Sunteți prieteni, să spun așa, când sunteți acolo? Vă ajutați? Da, dar de exemplu acest echipaj acum avem prima dată la Dakar. Suntem prieteni, ne cunoaștem și chiar și acum când am fost în Marsilia să pun motocicleta pe vapor, înainte cu Osiar ne-am întâlnit și împreună am luat cina. Și am povestit de Dakar ce o să fie, cum o să fie. Și da, și băieții sunt emoționați fiind la primul lor Dakar, dar eu sper să termine cu bine. Spuneai de motocicletă că nu este una nouă, dar este una cu care ai obținut rezultate foarte bune la ultimele două ediții, nu? La ultimele două ediții. Ce ai schimbat la ea sau ce ai voie să schimbi sau n-ai voie să schimbi? Da, este o motocicletă cu care am mai fost în Dakar. Este pregătită pentru o nouă cursă. Îmbunătățiri ce am făcut, suspensiile le-am trimis în Spania la o echipă care reglează foarte bine suspensiile pe kilogramele mele, pe stilul meu de pilotaj. Așa, astea eu zic că o să fie un lucru bun. În schimb, la motocicletă am schimbat chiar chestii care simțeam eu că trebuie schimbate și îmbunătățite, dar eu zic că este exact ca o motocicletă nouă și sper să nu am probleme, dar normal și cu o motocicletă nouă nu să poți să ai probleme tehnice, poate să fie o greșeală de fabricație, ceva și se poate strica, dar exact așa și la o motocicletă asta, fiind un sport tehnic, se poate strica orice, adică și o piesă de un euro, dacă se strică poți să abandonezi din cursă, dar sper că totul o să fie bine. Este ultimul model de la KTM sau a mai fost scos între timp?
Este ultimul model ce se poate cumpăra de piloții privați, cum sunt și eu. Echipele de uzină anul acesta merg cu o motocicletă total nouă, adică o construcție nouă, diferă față de motocicleta mea. Anul acesta încă nu se pot cumpăra aceste motociclete de noi, doar de anul viitor o să putem să ajungem și noi la ele. Cât costă o astfel de motocicletă? Asta care o am eu, care are deja 3 ani, a fost 34 sau 35 de mii de euro, dar eu cred că acum cum s-au scumpit toate și se scumpesc, modelele astea noi o să fie puțin peste. Încă nu știu prețul lor, dar toți zic că o să fie mai scumpe decât ce a fost până acum. Și cine poate cumpăra o astfel de motocicletă? Mă gândesc că nu oricine are acces la... Păi... Cine are bani, o poate cumpăra, dar motocicleta asta trebuie comandată la începutul anului, prin februarie, și motocicleta o să-ți fie livrată doar prin noiembrie, octombrie-noiembrie, dar se fabrică numai vreo 75 de bucăți, adică și dacă în martie ar fi înscriși 100 de oameni pentru acea motocicletă, numai 75 se fabrică și probabil... acei oameni ar primi motocicletele care sunt înscriși în Raliul Dakar. Bun, și dacă sunt 100 și se fabrică doar 75, cum se... Atunci mergi cu o motocicletă de anul trecut, adică chiar n-ai ce face. Mai spuneai că motocicleta nouă ar ajunge în octombrie, noiembrie, nu este oarecum, eu știu... neconvenabil să ajungă așa târziu, să nu poți testa, să nu poți să regla pentru tine? Ba da, dar așa e politica fabricii KTM, numai atunci se pun pe linia de asamblare și clar numai vreo 2 săptămâni ai să o testeze înainte de îmbarcare înainte de îmbarcarea din Marsilia. Clar ar fi mult mai bine dacă o comandă în februarie și ți-ar ajunge motocicleta în mai, că atunci ai mai putea să te obișnuiești ca în timpul anului. Cum e cu piesele de schimb acolo la Dakar? Dacă cumva se strică o piesă, care ar fi traseul spre piesa nouă? Eu la motocicleta mea nu îmi duc de aici de acasă piese de schimb. Toate piesele de care am nevoie o să le cumpăr acolo în timpul concursului de la fabrica KTM, care vin cu 3 camioane și au piese la ei pentru piloții care înainte de Dakar, adică eu deja în septembrie am comandat un pachet de piese care are o taxă de înscriere pentru acele piese ca să ai acces acolo în timpul Dakarului la acele piese de care ai nevoie și care ulterior când o să vin acasă o să-mi fie facturate. Este mult mai convenabil așa decât să îmi duc eu aproape o motocicletă întreagă pentru piese de schimb, oricum n-aș putea să fac treaba asta și așa îmi cumpăr doar strict piesele care le-am nevoie de-a lungul concursului. Practic este un abonament la KTM și ai avut de-a lungul anilor nevoie de piese mai importante sau ce piese ai schimbat? Da, ai nevoie că întotdeauna sunt... Nu pot să zic că probleme mari, dar întotdeauna ai nevoie de un șurub. Într-un an mi s-a rupt toba, pur și simplu, eu zic că aia a fost o defecțiune din fabrică. A trebuit să schimb toba, chiar în penultima zi am nevoie de plăcuțe de frână, am nevoie de lanțuri, de kit de lanț, ceea ce schimbă la mijlocul cursei, așa că astea nu le car cu mine, ci le cumpăr acolo când am nevoie de ele. S-a anunțat recent, înainte cu practic o lună de startul Dakarului, s-a anunțat și ruta. Nu s-a anunțat mai rapid anii trecuți sau tot așa era? Nu, tot așa era. Poate s-a anunțat înainte cu o săptămână decât cum s-a anunțat acum. Chiar acum, duminică, s-a anunțat traseul. Avem 8.350 de kilometri de parcurs anul acesta. În prima zi deja avem 850 de kilometri. Ceea ce este destul de mult, așa, de încălzire. O să avem 70% nisip, nu neapărat dune, ci trasee de nisip.
Eu zic că din punct de vedere fizic o să fie un Dakar destul de greu. Că în nisip, clar, depui mult mai mult efort decât pe un drum de macadam sau un drum cu pământ tare. Nu prea îți place pe nisip, sau? Pe nisip, da, nu... Nu că nu-mi place, e fain să mergi, e o distracție faină să mergi pe nisip, dar nu am, în unele situații simt că nu am eu ritmul cel mai bun față de alți concurenți de lângă mine, dar o să încerc să merg cât mai bine și să nu pierd timp față de ei. Față de anii precedenți, edițiile precedente din Arabia Saudită, s-a schimbat mult traseul. Sau practic se merge pe cam aceleași rute? Fiind o singură țară, da, clar, este o țară foarte mare, Arabia Saudită, dar acesta fiind al treilea sezon când se ține acolo Dakarul, în mare parte deja știu zonele, știu cam ce trasee ne așteaptă. Da, acum nu mergem în partea nordică a țării, unde avem foarte multă piatră și este foarte frig noaptea. Acum evităm acea zonă și mergem mai mult pe părțile cu dune de nisip. Și temperatura cum este acolo? Este ok, este mult mai convenabil decât cum a fost în America de Sud. Dimineața sunt 2, 3, 4 grade, este frig, dar în timpul zilei deja urcă până la 25-30 de grade, ceea ce este chiar foarte bine pentru noi, pentru motocicliști. Îți place mai mult aici în Arabia Saudită în comparație cu America de Sud? Nu cred că îmi place mai mult. Dacă traseul, eu zic că este puțin mai ușor decât în America de Sud, dar atmosfera și tot ce a fost în America de Sud aici nu o găsim. Adică oamenii din America de Sud erau mult mai entuziasmați de cursa Dakar decât oamenii din Arabia Saudită. Acolo în America de Sud aveai și parte de extreme, eu știu, altitudine de mii de metri, temperaturi cu minus grade, plus grade. Da, aici nu ne mai confruntăm cu aceste lucruri. Este și din acest punct de vedere mai ușor decât în America de Sud. Clar, când nu trebuie să urci până la 5.000 de metri altitudine, este mult mai bine, acolo fiind foarte greu și pentru mine și pentru motocicletă, din cauza lipsei de oxigen, iar căldurile nu se compară cu ce a fost în America de Sud și ce este aici. Cum am spus, aici este mult mai bine pentru motocicliști. Câți concurenți s-au înscris la ediția 2022, la clasa moto? Anul acesta s-au înscris mult mai mulți concurenți decât anul trecut. Anul trecut au fost 100 la clasa moto, nu au fost mulți din cauza pandemiei. Anul acesta deja suntem 160 iarăși, este un număr care este obișnuit pentru Dakar. Anul trecut a fost un an neobișnuit, dar sunt mulți concurenți și anul acesta la clasa Male Moto, unde o să merg eu, au venit vreo doi concurenți care în anii trecuți m-au bătut în clasamentul general, adică o să fie greu să fiu acolo pe podium, dar este un concurs lung, se pot întâmpla multe lucruri și sper totuși să ajung pe podium. Practic, care sunt obiectivele tale declarate înainte de... Păi acesta, la clasa Male Moto, unde merg să fiu pe podium, dar în clasamentul general să prind un top 30. Recent ai fost să-ți lași motocicleta sau să-ți duci motocicleta în Marsilia. Practic, ce pași se fac acolo? Unde trebuie dusă motocicleta? Am văzut poze cu elicoptere în spate. Da, păi merg în port. Ne zic organizatorii la care poartă. Trebuie să intrăm, portul fiind foarte mare în Marsilia. Așa, intrăm în port, acolo avem o hârtie de convocare, adică avem ora și data la care trebuie să fim acolo, ca să nu meargă toți concurenții deodată, să fie totul mai fluid. Așa, intrăm în port, acolo avem un loc pentru noi de la Dakar, unde se mai fac niște verificări, să văd dacă actele motocicletei sunt în regulă, dacă stickerele de concurs sunt corespunzătoare.
Așa, și după aia pun motocicleta într-un suport pentru motociclete, ei le leagă ca să stea motocicleta bine. Așa, și după aia le bagă în containere. Iar eu de acolo vin acasă și motocicleta acolo în Arabia Saudită, eu o să scot din acel suport și de acolo deja pe roți mă duc până la stadion acolo în Jeddah, unde o să fie verificările tehnice și toate pregătirile pentru start. Am văzut și elicoptere, cum spuneam, în poza ta. Și elicopterele sunt duse de aici, din Franța? Da, acele elicoptere sunt, cred că, la număr vreo 10 elicoptere care sunt pentru Dakar și întotdeauna sunt aduse înapoi în Europa pentru ca să le facă servisul. Și după aceea, cu același vapor cu care merg și motocicletele noastre, merg înapoi în Arabia Saudită pentru concurs. Sunt 10 elicoptere care non-stop merg pe acolo pe deasupra noastră, pe traseu. Adică dacă în caz de accident ai o problemă mai severă, în maxim 10 minute este acolo un elicopter și te ajută. S-au schimbat anumite reguli la Dakar față de ediția precedentă? Față de ediția precedentă nu s-a schimbat nimic, este totul la fel. Anul trecut au fost niște schimbări legate de GPS și de navigație. Ne-au ușurat puțin treaba, adică la pericole avem și o alarmă, adică un sunet care sună destul de tare când știm că vine un pericol și asta, eu zic, că a salvat concurenții moto de la multe accidente. Care ar fi acele pericole sau ce tipuri de pericole? Păi nu, când avem un pericol pe traseu, când am o groapă mare sau o piatră, până acum doar mi era semnalat pe roadbook, dar eu dacă cumva nu eram atent la roadbook, puteam să iau acea groapă sau acel șanț, sau să mă surprindă, dar acum deja înainte cu 100 de metri îmi sună GPS-ul foarte tare și atunci eu și dacă nu sunt atent la navigație, deja când aud că sună GPS-ul știu că vine un pericol și atunci automat frânez și evit acel pericol. Cum e cu roadbook-ul? Se dă în ziua etapei sau se știe din timp? Nu, asta așa a rămas, se dă în fiecare zi dimineață, înainte cu 15 minute de start. Am 15 minute ca să-mi derulez, să îl pun de fapt în acel aparat. Nu prea pot să citesc roadbook-ul, cum era înainte, adică primeam după masă și aveam timp toată după masă să mă uit peste, să știu ce zi mă așteaptă în ziua următoare. Asta acum așa a rămas, adică dimineața primim roadbook-ul. Pentru unii concurenții este mult mai ușor, pentru alții mai greu. Clar, pentru piloții din față este mult mai greu, dar pentru mine, fiind la clasa Male Moto, poate un pic este mai ușor, că după masă nu trebuie să-mi pierd atâta timp cu marcatul obstacolelor și să-mi citesc, de fapt, pe roadbook-ul. Și practic, pentru cei din față este greu, pentru că trebuie să descopere, nu? Ei sunt în față și n-a după cine să se ghideze. Așa este, din cauza asta e mult mai greu pentru ei. Mani, suntem încă în plină pandemie. Ce măsuri speciale se iau la Dakar pentru a combate sau a preveni infectările? Anul acesta este mai lejer, nu cu mult, dar este mai lejer decât cum a fost în ediția trecută. Trebuie să ai vaccin înainte să pleci, să urci în avion care este rezervat de ei, trebuie să ai un test PCR. Când o să ajungem acolo, iarăși o să facem un test PCR înainte de start, dar anul acesta deja au voie să vină invitați ai concurenților sau musafiri care au acces, poate să intre în bivouac. Anul trecut era total interzis să intre cineva din afara cursei în bivouac. Anul acesta deja este permis, adică eu zic că o să fie mai lejer decât cum a fost și sper că o să meargă tot într-o direcție bună, adică clar să nu fie noi infectări și să nu fie concurenți care să nu fie lăsați să ia startul.
practic. Și dacă ești vaccinat, trebuie să faci acele teste. Da, ei așa zic că e mai sigur și tare sper că nu o să, eu sunt vaccinat și tare sper că nu o să fiu pozitiv la acele teste, că altfel nu o să mă lase să iau startul. Mergi fără echipă de asistență tehnică, nu, și de această dată. Practic, cum îți pregătești tu sau când îți pregătești după o etapă motocicleta pentru următoarea zi? Păi după masă, când ajung în bivouac, mă dezbrac de echipament, merg, fac un duș, îmi ridic cortul, îmi pregătesc echipamentul pentru ziua următoare și după aceea mă apuc de motocicletă. Mai merg, mănânc înainte ceva și după aceea mă apuc de motocicletă. Schimb de ulei, de filtre, de roți și tot ce am încă la roadbook, îmi scot roadbook-ul vechi, pregătesc pentru ziua următoare ce trebuie și seara pe la 9 merg să iau cină, după aceea mă pun să dorm. Apropo de cină, acolo cum se mănâncă? Fiecare își face rost de mâncare sau mă gândesc că este pentru fiecare? Nu, sunt două corturi de catering și acolo avem pus la dispoziție mâncare, apă, tot ce trebuie, adică n-aș mai avea timp să-mi fac și de mâncare sau să umblu după mâncare și apă și toate astea. În timpul nopții, între etape, apuci să te odihnești sau te tot gândești la următoarea zi? Depinde de zi, clar am nopți când nu dorm așa bine sau sunt mai obosit, dar în rest pot să dorm. Îmi pun dop în urechi ca să nu aud generatoare, să nu aud compresoare și să pot să mă odihnesc mai bine. Dar am avut nopți în care cred că n-am dormit o oră, atât de mult zgomot a fost, sau poate și eu am fost prea obosit ca să pot să dorm, dar în principiu dorm destul de bine. Îți faci și anumite strategii, te uiți peste clasamente? Da, clar, cred că fiecare concurent se uită peste clasament. Strategii poți să-ți faci, dar oricum dai din tine totul, adică încerci să mergi cât mai bine. Dar da, mă uit în fiecare zi în clasament. Te-ai întâlnit aici în Arabia Saudită cu români, în America de Sud, ține minte că mai erau poze cu oameni din Maramureș sau din alte părți. Da, m-am mai întâlnit și aici, au mai fost vizitatori, de exemplu acum 2 ani Mihai Ban, cine o să meargă acum cu auto din Bistrița, a venit acum 2 ani în Arabia Saudită să vadă despre ce e vorba. M-am întâlnit cu el acolo și au mai fost și alți români care stau în Arabia Saudită, locuiesc acolo, muncesc acolo și au fost să mă viziteze. Chiar nu sunt spectatori cum erau în America de Sud, acolo erau zeci de mii, poate la începuturi chiar sute de mii de persoane. La început chiar milioane, adică în 2009 au ieșit 4 milioane de oameni în Buenos Aires la start, dar aici în primul an în Arabia Saudită la start nu cred că au fost 5.000 de oameni la start. Este o țară total diferită față de ce am întâlnit în America de Sud. Dar sper că încet, încet o să prindă și ei gustul și o să fie mai mulți spectatori pe an ce trece decât cum a fost în primul an. Cât timp va mai organiza Arabia Saudită Rally-ul Dakar? Parcă pe 5 ani era... Da, pe 5 ani era contractul, ăsta este al treilea an, dar cu siguranță o să se prelungească și după ce se termină acest contract. De ce crezi asta? Eu zic că statul din Arabia Saudită le oferă toate condițiile organizatorilor și pentru ei acest lucru este un lucru bun, este o țară foarte sigură. Așa, și plus că mai și oferă o sponsorizare bună pentru organizatori ca să vină acolo și să fie promovat turismul din Arabia Saudită. Ai început cu raliul Dakar în Africa, nu? Ai prins chiar un pic de Africa, după care în America de Sud și acum în Arabia Saudită. Ce ți amintești de Africa? Care ar fi diferențele față de ce avem este acum? Nu știu, a fost în 2009... În primul meu Dakar, de atunci s-au întâmplat multe, probabil s-au mai schimbat unele chestii și în Africa.
Dar condițiile din bivouac și așa aici sunt deja foarte bune față de ce am avut în Africa în 2007 și iarăși aceste chestii te ajută să ai un concurs puțin mai ușor decât cum a fost atunci pe vremuri în Africa. Cine te susține pe tine în drumul tău, într-o nouă aventură la Dakar? Au venit sponsori noi? Da, am sponsor noi anul acesta. Autonet Motorcycle Team și echipa Autonet este sponsorul meu principal, așa se și numește echipa. Ei sunt de 10 ani lângă mine și este un sponsor constant. Mă ajută foarte mult, eu și lucrez la ei și eu îi ajut pe ei cu vânzări de piese de motociclete și așa colaborarea asta merge foarte bine. Așa, al doilea sponsor este Varta, cu care am deja o colaborare de 4 ani. Este un sponsor puternic și am un sponsor puternic anul acesta și Ministerul Sportului, care prin domnul ministru Eduard Novac a făcut posibil ca să fie acea sponsorizare și îi mulțumesc foarte mult. Mai am sponsor din satul mare, cum ar fi Delfingen, care a fost firma Schlemmer, s-a schimbat în Delfingen. Mai am o firmă din Medieș, Top Design Furniture, care fac canapele. M-au ajutat și ei, reprezentanța Ford din satul mare și încă alți sponsori care nu sunt din satul mare. Sunt suficienți? Da, sunt suficienți. Sincer, dacă mie, eu sunt pe mentalitatea asta, dacă pot să-mi acopăr cheltuielile pentru Dakar, nu aș vrea mai mulți sponsori, că dacă pun mai mulți sponsori pe motociclete, atunci trebuie să-i micșorez puțin, ca și logo-uri pe motociclete și pe haine, acei sponsori, și atunci nu mai sunt așa vizibili și atunci nici ei nu să fie așa mulțumiți. Adică prefer să am 5 sponsori puternici decât să am 100 de sponsori sau 50 de sponsori mici și atunci așa este mult mai mulțumit toată lumea, că au vizibilitate și practic pentru chestia asta mă ajută, ca să aibă vizibilitate peste tot. Există oare anumite reguli privind logo-urile puse pe motocicletă sau e la liber? Păi e la liber, eu merg cu ce sponsori pot, am, dar clar, regulile sunt, când semnez un contract, este, de exemplu, cum am sponsor Autonet, nu pot să pun pe mine o concurență de Autonetului, că alea deja bat cap în cap și cred că niciunul nu ar fi mulțumit de acel lucru. Mani, te-ai gândit și, eu știu, la clasa auto, la Dakar, poate anii următori? Da. Băi, cred că mulți motocicliști, cine au deja câteva Dakaruri, se gândesc la treaba asta, că după un timp nu o să mai poți să mergi la clasa moto, fiind cel mai greu, cea mai grea, da, cea mai grea clasă din punct de vedere fizic, dar este cel mai ieftin să mergi la clasa moto. Clar, aș vrea să merg la clasa auto, dar pentru acest lucru aș avea nevoie de un buget mult mai mare, ceea ce acum, în faza asta, nu văd de unde aș putea să fac rost de acel buget. Sincer, nici nu știu exact cam ce buget aș avea nevoie, dar știu că un buget dublu față de ce am acum nu mi-ar ajunge pentru clasa auto. Dar, nu știu, așa cum am avut noroc ca să iau parte la primul meu Dakar în 2007, poate odată pe neașteptate o să am încă o dată un noroc să mi se spună că pot să merg la clasa auto. Înțeles că mașinile de la auto ajung și chiar și la 1.000.000 de euro. Păi mașinile din top 5, alea sunt peste 1.000.000 de euro, acele mașini, adică se investesc foarte mult în ingineria lor ca să le pregătești și aceste costuri se ridică
Și clar, atunci și mașina o să devină foarte scumpă, dar sunt mașini și de 100.000 de euro sau 150.000 de euro care poate să meargă și să termine Dakarul, clar, într-o poziție mult mai în spate. Și după aceea vin și costurile de întreținere, adică nu ajunge doar să cumperi o mașină de Dakar și să o ai, că depinde și foarte mult cât costă piesele pentru acea mașină. Adică dacă vrei să mergi cu o mașină de top, cum e a lui Alatiah sau cum e a lui Peter Hansel, la acea mașină numai un diferențial costă 40.000 sau o cutie de viteză costă 80.000 de euro, pe când altul merge cu o mașină care costă ea în sine 80.000 de euro. Ai încercat în alte locuri, la diferite concursuri, poate de rally ride, să urci într-o mașină chiar și copilot? Mai de mult am fost, nu neapărat în mașină de rally ride, într-o mașină de raliu normală, dar nici nu mai știu, cred că prin 2010, la o etapă din Sibiu am fost pe Macadam, în dreapta, nu copilot, adică am stat numai în dreapta și am fost dus așa un tur de demonstrație și odată cu tempestini am stat pe o super specială în Cluj, ceea ce a fost iarăși foarte fain și tot așa un tur de demonstrație, adică fără să trebuiască eu să navighez sau să-i spun drumul pe unde să ia. În ultimii ani, din păcate, ai avut și accidentari. Cum te simți acum? Mult mai bine decât cum am fost anul trecut, dar nu sunt 100% revenit, refăcut. În februarie, când o să vin acasă de la Dakar, o să încercăm, de fapt nu că o să încercăm, o să scoatem tijele și șuruburile din picior și eu după aceea sper că o să se îmbunătățească puțin situația cu piciorul, că și acum am dureri și sper să îmi treacă aceste dureri. La Red Bull Romania, cum te-ai simțit? Foarte bine, foarte bine că am reușit să merg iarăși în clasa unde zic eu că mi-e locul, la clasa Silver. Am reușit să termin cu bine, m-am simțit foarte bine și fizic și psihic, adică totul a fost ok. Nu am reușit să ajung pe podium, dar am avut un ritm bun. A fost un an greu, cu un traseu foarte greu. Într-o zi a și plouat, ceea ce acolo contează foarte mult, adică sunt diferențe enorme între traseu uscat și traseu umed. Dar am reușit să termin cu bine și da, a fost, pot să zic, un an bun pentru mine. 2021 am câștigat și campionatul de enduro al Ungariei pentru a patra oară. Nu am avut abandonuri, nu am avut căzături mari, nu am avut zile sau săptămâni când să trebuiască să stau pe dreapta, adică a mers totul bine. În ianuarie am avut un Dakar bun, un loc 23 la general, locul 2 la clasa Malemoto. Chiar a fost, pot să zic, un an bun. România s-a organizat campionate naționale sau a fost mai... De enduro nu se organizează în România, au fost campionate de hard enduro, dar eu nu particip la aceste campionate. În România am avut doar un singur concurs, Red Bull Romaniacs, și atât. Care este programul tău acum în luna decembrie? Când mergi, de unde mergi, cu cine mergi? Păi acum eu mă mai antrenez la sală și dacă o să mă mai lasă vremea, adică să nu fie ud afară și să nu fie sub 0 grade, o să mai ies cu motocicleta aceasta de enduro la antrenament. În 27 decembrie o să plec în Arabia Saudită cu avionul. Încă nu știu, acum ne uităm de biletele de avion, ori din București, ori din Budapesta, eu aș prefera din București. Biletul de avion din Frankfurt în Jeddah deja o am rezervată. Așa, în 28 o să merg să scot motocicleta din port. În 29-30 o să am verificările tehnice, administrative acolo în Arabia Saudită și pe data de 1 o să fie primul start. Te aștepți la un raliu mult mai dur, nu față de penultima ediție? Da, eu zic, prima ediție din Arabia Saudită a fost
destul de ușoară. Anul trecut deja ne-au dat un traseu mult mai greu și anul acesta, având în vedere că o să avem, așa cum au scris organizatorii, 70% nisip, eu zic că o să fie și mai greu decât ce a fost până acum. Unde te pot urmări? Unde îți pot urmări parcursul, fanii care am văzut pe pagina de Facebook, ai multe mii de like-uri și comenturi și felicitări. Da, pe pagina oficială, Gheneș Mani Emanuel, acolo o să postez în fiecare zi filmări și în limba maghiară și în limba română despre etapa din ziua respectivă, cum a fost. O să postăm poze care o să mi se dea acolo de către fotografi și la televiziunile din satul mare, de la ITV, de exemplu, de la voi sau de la alte televiziuni pe plan național, unde probabil în știri o să apară niște lucruri despre Dakar și despre mine. Apropo de acele interviuri de după etapă, mai ai puterea să vorbești după sute de kilometri de pe proba specială? Da, acele interviuri le fac cu mare drag, mai ales dacă am avut o zi bună, dar atunci când ies din proba specială, toate sunt așa la cald și chiar întotdeauna spun cum am simțit în acea probă, ce probleme am avut sau ce lucruri faine mi s-au întâmplat și cred că sunt foarte importante și pentru sponsorii mei și pentru toți fanii mei care așteaptă să vadă, ca să le pot explica ce zi am avut și cum am văzut, chiar sunt mulți în timpul Dakarului care îmi urmăresc pagina de Facebook și așteaptă acele interviuri. Pe când revenirea în România, în Satu Mare? În Satu Mare nu știu, dar în 16 ianuarie, dacă merge totul conform planului, în 16 ianuarie o să ajung la București și după aia probabil în 17 o să vin la Satu Mare. Mulțumesc și mult succes în comentarii. Vă mulțumesc și eu pentru vizită și tuturor fanilor care mă urmă. Bună ziua, doamnelor și domnilor, vă mulțumim frumos că ați acceptat invitația noastră la această conferință de presă specială. Este specială fiindcă prima dată avem posibilitatea, șansa să vă arătăm toate jucăriile sportivului nostru, Gheneș Mani, înainte să pornească cu ele în port. Avem astăzi motocicleta, microbusul și toate accesoriile care sunt necesare pentru această competiție nouă. În 11 iunie, compania noastră a aniversat 25 de ani. Așa, suntem foarte mândri de această colaborare cu Mani Gheneș, sportivul nostru și sportivul Sătmarului. Mani va porni în a 12-a competiție Dakar. Suntem mândri că am putut și anul acesta să-l susținem financiar prin sponsorizări. Sponsorul principal fiind în continuare Autonet Import, dar mai avem încă doi sponsori foarte importanți pentru acest an. Ministerul Tineretului și Varta, un furnizor de top global, producător de componente auto. Deci noi trei suntem sponsorii Mani și nu știu dacă am uitat ceva, ți-aș preda microfonul eventual să mai adaugi sau să completezi sau să preiei de aici. Anul viitor Dakarul începe pe 1 ianuarie. Eu pe 27 decembrie trebuie să plec în Jeddah, de unde o să scot motocicleta din port. Și după aia, în 1 ianuarie, o să avem un prolog, dar deja din prima zi avem o probă de aproximativ 900 de kilometri. Deci așa începem acest Dakar. Normal, startul ar fi trebuit să fie din Hail, care este în mijlocul țării, dar din probleme logistice
ne-au dus prima dată în Jeddah, de unde luăm motocicletele din port, și practic 900 de kilometri o să trebuiască să mergem până în Hail, de unde o să fie prima zi de concurs. Dar în acea zi, în 1 ianuarie, o să avem un prolog, adică o etapă foarte scurtă, care o să decidă ordinea de concurs pentru ziua de 2 ianuarie. Normal, startul este în 2 ianuarie, startul oficial, și până în 14 ianuarie. Avem 12 zile de concurs, o zi de odihnă, kilometri exact, încă nu pot să spun că acum sâmbătă o să se publice pe site-ul Dakarului câți kilometri avem și etapele din fiecare zi, dar probabil așa ca și anul trecut și acum 2 ani, aceasta fiind a treia ediție în Arabia Saudită, cam 7.000-7.500 de kilometri o să fie tot Dakarul. Aici avem acum motocicleta cu care o să concurez în acest an. Acesta este motocicleta cu care am mers și în 2021, dar motocicleta a fost desfăcută și pregătită pentru o nouă aventură. Este un KTM de 450 de cm cubi, pregătit de Dakar direct pentru de KTM direct pentru Dakar, adică este o motocicletă cu ce merg foarte mulți concurenți în Dakar. Eu zic că 80% dintre concurenți merg cu aceeași motocicletă. Anul acesta concurenții de uzină KTM deja au un model nou care încă pentru noi nu este accesibil, doar anul viitor o să putem să comandăm și să cumpărăm dacă o să vrem să facem schimbare. Eu clar o să vreau să fac o schimbare anul viitor și sper că o să pot să iau o motocicletă nouă. Și anul acesta merg la clasa Male Moto și la clasa Maraton, adică o să merg tot așa fără echipă de asistență. Aș vrea să termin și acum pe podium la clasa Male Moto. În clasamentul general aș fi mulțumit de un loc 30, având în vedere că deja s-a pus lista concurenților care sunt înscriși. Clar, sunt mult mai mulți decât anul trecut. Anul trecut a fost un an greu pentru toată lumea și nu au reușit să ajungă acolo din motive financiare. Acum puțin s-a mai eliberat și sunt mult mai mulți concurenți și la clasa auto și la clasa moto. Și da, și exact așa și la clasa Male Moto au venit concurenți de top, care și anul trecut au avut rezultat mai bun și au venit la clasa Male Moto. Adică eu zic că o să fie mult mai greu să ajungi pe podium, dar eu sper că o să pot să fac. Se vede aici, este un rezervor în spate, are 16 litri acest rezervor și aceste două rezervoare din față au câte 6 litri câteodată. Așa, aceste rezervoare comunică între ele. Eu de pe ghidon pot să schimb de la buton din care rezervor să consum prima dată benzină, consum prima dată din față sau din spate. Asta contează foarte mult când sunt deja pe traseu. Eu înainte de concurs, dimineața când îmi primesc roadbook-ul, deja știu cam ce traseu mă așteaptă, dacă o să am dune multe sau o să am drumuri de piatră, și în funcție de asta îmi aleg de unde să folosesc benzina prima dată. De exemplu, dacă merg în dune, clar folosesc prima dată rezervoarele din față ca să fie fața mult mai ușoară și să nu se înfunde așa ușor în nisip. Aici am sistemele de navigație, GPS-ul încă nu este pus, GPS-ul este de la organizator, când o să fiu în Jeddah, acolo o să primesc GPS-ul, dar roadbook-ul și tripmaster-urile și toate astea sunt montate pe motocicletă. Viteza maximă a motocicletei este de 178-180 de km pe oră, depinde foarte mult de sol. Dacă am un sol pietruit, atunci nu pot să merg cu 180, că nu are aderență așa bună, dar dacă am un sol pătrătorit tare, acolo deja atinge. Un echipaj din România, un echipaj auto, da, cu Mihai Ban, și ei sunt la moto, nu, la moto eu sunt singur, nici din Ungaria nu vine nimeni, vine prietenul meu din Serbia, Zagmeister, așa.
dar din România eu o să fiu și un echipaj auto din Bistrița și copilotul și el. Ceva noutăți, nu? Probabil anul acesta o să fie puțin mai lejer, nu o să fie din motive, adică cu pandemia o să fie mult mai ușor. Anul trecut am fost într-o bulă, nu ne-au lăsat să ne oprim absolut niciunde. Anul acesta trebuie să fii vaccinat, când ajungem acolo iarăși o să fie voi să faci test PCR. Eu tare sper să nu am probleme. În ultimele două săptămâni înainte de Dakar o să am chiar foarte mare grijă să nu prea ies afară. Că și anul trecut au fost concurenți chiar de la moto, un băiat din Slovacia care a ieșit pozitiv și nu l-au lăsat să ia startul. A stat două săptămâni în hotel și de acolo s-a uitat noi cum concurăm. Cu sănătatea, mult mai bine ca anul trecut. Anul acesta am avut un an, pot să zic, 100%. Bun, am început chiar de la începutul anului cu Dakarul să concurez, după aceea am mers în campionatul Ungariei de Enduro, unde am avut 5 etape și am reușit să câștig pentru a 4-a oară campionatul național Ungariei de Enduro, ceea ce m-a făcut să mă simt și mai motivat, că am văzut că am reușit să ajung iarăși în top. Anul trecut am avut un an lipsă, ceea ce este foarte mult. Și asta m-a făcut să mă simt mult mai bine, că am văzut că pot să țin iarăși ritmul cu ceilalți concurenți care nu au avut acele probleme cum am avut eu. La Red Bull Romaniacs am fost, am reușit să termin și pentru 18 oară acel concurs. Pe motocicletă, când sunt pe motocicletă, chiar nu am absolut nicio problemă cu piciorul, nu simt, nu mă doare. Mai mult mă deranjează când stau foarte mult în picioare sau am mult de umblat, atunci am niște dificultăți. Dar anul viitor, după Dakar, când vin acasă, o să am o operație, când îmi scot deja placa, șuruburile din picior și sper că o să se îmbunătățească situația în februarie.